acest meci. Și mai ales de la acolo, în atac. Nu, m-am gândit așa, pentru că, spunem așa, cu prezența lui Borca e și, se pune în evidență și măcar Ionița, pentru că oricum e combinativ, spunem așa. Măcar Stan, că a intrat foarte bine, e un giocatore diferit, no? Ca profilo, e un pivot, măcar e și tiner, nu e ușor pentru el și asta m-am gândit așa, să nu dau puncte de reper la avversari. Și a ieșit bine. Mă bucur, felicit băieții, pentru că e o victoria foarte, foarte importantă. Credeți-mă că nu. Să joci poate aceea și am văzut astăzi în partea de Craiova, o echipă foarte bună, cu jucători de calitate, cu jucători tehnici, cu viteze, puternici din punct de vedere fizic. Și atunci asta e meritul băieții mei. Dar e o provocare și pentru dumneavoastră ca antrenor să încercați meci de meci, să găsiți soluții pentru a acoperi lipsa unui număr 9? Bă, da, bă, o provocare. E treaba antrenorului. Adică e o muncă care se întâmplă uneori când ai măcar pierde un jucător foarte important ca Rahmani și atunci încerci în lotul, pentru că oricum avem încă soni, cum am zis înainte meciul, nepregătit, să cautăm soluțiile și mi se pare că m-au dat dreptate și mă bucur pentru Borca, pentru toți ceilalți, pentru toată echipa, toți care au intrat de pe bancă, că au făcut un meci foarte bun. De asta e munca antrenorului, no? Și după anche și disponibilitate din partea jucătorii să joace într-un loc, într-un poze, că nu e așa ușor oricum. Dar e cumva și o vulnerabilitate a lotului Rapidului că are un singur atacant, Rahmani, de bază, cu experiență pe acest post și că în momentul în care s-a accidentat, apar astfel de probleme? Da, repet, e o pierdere mare pentru noi. Nu mi gândesc acum dacă aveam Rahmani, cred eu, o echipă che încet, încet capita încredere și încredere în calitățile che au, dar din păcate nu, am luat Sony, Kevin, che peste două săptămâni, trei, vedem, poate reveni pe teren și ne ajută, pentru că oricum Rahmani până în ianuarie e greu că revine. Dar repet, căutam și oricum am avut ocazie de poate situație și la Rad de a castiga măcar meciul fără Rahmani, primul meci fără el și am făcut numai o remiză, dar astăzi am castigat, mergem înainte, ce putem face? Nu e că ne plângem, dar trebuie să căutăm soluție, trebuie să fim inspirați. Apropo de accidentări și de aceste soluții pe care va trebui să le căutați, cât de gravă este accidentarea lui Petrila și ce se întâmplă cu Borza? Au fost strict crampe sau e ceva mai grav? No, Borza probabil crampă, dar Petrila cred eu că nu e, e o așa, nu știu, dar sper că nu va fi să nu fie ruptura. Să nu să fie ruptura intensă. Din păcate avevamo giocatori, dacă vedeți seama, Emers era într-o perioadă foarte bună și s-a accidentat Rahmani, acum avem și Claudio Petrila, era într-o perioadă extraordinară. Ce pot să spun, mergem înainte, nu ne plângem și speram că să nu e așa de grav, dar cred eu că e greu. Vedem la fiecare meci bucuria dumneavoastră atunci când se marchează. Trăiți așa ca pe vremea când erați fotbalist. Aveți un sprint foarte, foarte bun în continuare. Să mai accidentați un jucător. Da, da. Dar m-am mintit să cred eu și astăzi și eu astăzi pentru că am simțit ceva dar, la copsă. Dar da, e bine, e bine pentru asta, pentru un gol frumos și am închis jocul. S-a decis meciul acolo cu devine lui Bradoio cu șutul de Borca și atunci era de scătușare așa, dar vabbè, e bine, facem grup împreună cu băieții și ei se bucură pentru că meritul e tot a ei, pentru că ei au jucat un match dificil în prima ripresă, dar și al doilea, dar am închis bine jocul și n-au avut ocazie, cine știe ce. Spuneți mai devreme că n-aveți ce să faceți, mergeți înainte, în ciuda tuturor problemelor, înainte sunt două meciuri foarte importante, da, în această săptămână, în cupă cu Steaua și în campionat cu FCSB. Da. Cum intenționați să abordați aceste două meciuri la PAC? Aveți o strategie? Vedem, da, normal, trebuie să facem o strategie, vedem mâine
refacere cine e mai obosit, vedem e miercuri e vor juca și alții, pentru că avem un lot oricum competitiv și pentru că primul meci cel mai important este în Ghencea miercuri seara, pentru că miercuri noi trebuie să castigăm acolo și ne așteaptă un meci dificil, pentru că oricum stadionul e frumos, terenul e impecabil, m-au zis, și dar CSEA Steaua este o echipă de Liga 2, dar echipa oricum e bună și noi trebuie să mergem acolo, e foarte important să castigăm al doilea meci din cupă. Care este derbiul pentru dumneavoastră, cel din cupă sau cel de duminica viitoare? Nu, pentru mine, deja m-ați întrebat, sunteți... nu, eu mă gândesc că nu știu care e derbi, sincer, nu mă bag în această discuție, pentru că nu vreau să... Sunt alte persoane mai importante decât mine. Nu, vă întreb care e meciul cu carcătura mai mare. Adică, normal, e un meci, repet, foarte important e meciul următor, adică meciul cu CSEA Steaua. După, normal, că întâlnim o echipă Cafe și SB, e pe primul loc și va fi un meci extraordinar de frumos, speram. Dar sunt două meciuri grele. Sunt amândoi derbi, spun așa. Mulțumim, seara bună. Mersi, o seară.